cum arată situația la Marius Nasta? Locuri la terapie intensivă înțelegem că nu mai sunt de zile bune. Cum arată acum situația în institut? De mai bine de 3 săptămâni, din păcate, situația nu este deloc ușoară. Într-adevăr, terapia intensivă, chiar dacă are un loc care se liberează, se ocupă în minutele imediat următoare de un pacient care este în secție. Sunt mai mulți pacienți în secție care ar avea nevoie de un pat în terapie intensivă, dar, din păcate, locurile sunt limitate și nu așa să ne rezumăm doar la terapie intensivă. Aceeași dificultate în a asigura un loc în spital o regăsim și în secția COVID, unde sunt extrem de mulți pacienți de 3 săptămâni, așa cum spuneam, întotdeauna avem pacienți peste numărul de 4 avizate.